Descoperire de groază în localitatea Hâșdieni din raionul Glodâni. Cadavrul în stare de putrefacție al unui bărbat dispărut acum un an de zile a fost găsit în iazul din sat. Trupul neînsuflețit al victimei a fost depistat de către un bărbat în seara de 10 mai, în jurul orei 19. Speriat, țătanul a sunat imediat la 112. La fața locului au venit polițiștii, pompierii și medicul legist. Angajații Inspectoratului de Poliție Glodeni, în comun cu angajații IGSU, au scos cadavrul persoanei respective din apă. În urma prezentării spre recunoașterea cadavrului, acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 42 de ani, locuitor al satului Hâșdieni, raionul Glodeni, care a dispărut la data de 19 aprilie 2020. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost transmis la Centrul de Expertize Legale. Amintim că la sfârșitul lunii aprilie 2020, rudele acestuia s-au adresat la poliție și au declarat că în data de 19 aprilie, bărbatul a ieșit din casă fără să spună cuiva unde pleacă. Timp de un an, polițiștii au desfășurat căutări, iar acum cadavrul acestuia a fost găsit în iazul din satul său natal. La moment, oamenii legii continuă cercetările pentru a afla circumstanțele exacte în care a decedat bărbatul de 42 de ani.